Întreținerea regulată prelungește durata de viață a sculelor electrice. De aceea, întreținerea acestora în centrul nostru de service este cea mai bună investiție. Pentru a garanta permanent o funcționare optimă a produsului, precum și pentru a vă asigura propria voastră securitate, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Pentru a verifica dacă frâna de lanț nu este activă, trageți dispozitivul de protecție spre maneta din față. Poziționați motofierăstrăul pe o masă de lucru, slăbiți piulițele, iar apoi scoateți capacul lanțului. Atenție! Sub capacul roții de lanț se găsește o placă distanțier din plastic care stă fixată prin intermediul celor două prezoane. Aceasta trebuie îndepărtată, ea având rol de protecție între capac și corpul motofierăstrăului. Fixați cârligul din spatele unității de alimentare cu ajutorul șurubului. Montați bara de ghidare, apoi montați lanțul fierăstrăului în jurul barei și pinionului. Montați piulița de întindere a lanțului în orificiul inferior al barei de ghidare, apoi instalați capacul lanțului și fixați piulița de fixare la etanșeitate. Învârtiți puțin șurubul întinzător de lanț în sensul acelor de ceasornic, până când lanțul intră în canalul de ghidare de pe partea inferioară a șinei. Ridicați puțin vârful șinei fierăstrăului și trageți șurubul întinzător de lanț spre dreapta, în sensul acelor de ceasornic, până când lanțul se lipește din nou de partea de jos a șinei. Ridicați în continuare vârful șinei și trageți piulițele de fixare de la carcasa pinionului cu ajutorul cheii combi. Lanțul este întins corect atunci când acesta, rămânând lipit de partea inferioară a șinei, poate fi transportat ușor cu degetele. Slăbiți întâi frâna de lanț. Verificați mai des întinderea lanțului, dar întotdeauna numai după ce ați oprit motorul. Opriți fierăstrăul și deconectați cablul de rețea. Așezați utilajul pe o suprafață netedă. Rotiți șurubul de fixare în sens antiorar și, în mod similar, slăbiți inelul de tensionare a lanțului pentru a reduce tensiunea lanțului sau pentru a îndepărta acoperitoarea pentru roata de lanț. Detașați lama și lanțul motofierăstrăului. În scopul demontării, mențineți lama orientată pe vertical într-un unghi de aproximativ 45 de grade pentru a detașa mai ușor lanțul de pe pinionul lanțului. În scopul montării, așezați lama pe bolțul șinei de ghidare, astfel încât șurubul elicoidal de tensionare să indice spre exterior. Atenție! Înainte de a începe orice lucrare la lanțul fierăstrăului, opriți întotdeauna motorul, scoateți cablul de alimentare din priză și puneți-vă mănușile de protecție. Nu porniți fierăstrăul electric decât în modul descris în instrucțiunile din manualul de utilizare. Intră chiar acum pe micul-fermier.ro și comandă gama completă de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă. The Tools, un brand micul fermier. Micul fermier. Creștem împreună!